Vă salut, dragi prieteni ai Minutului de Spiritualitate. Continuăm să vorbim astăzi despre obiceiurile care ne pot slăbi mentalul și la care, dacă renunțăm, vom deveni mai puternici. Ne vom referi în continuare la a crede că cei din jur ne datorează ceva. Iată care sunt simptomele acestei temeri. Credem că ne descurcăm mult peste medie la majoritatea lucrurilor uzuale. Considerăm că am fost născuți ca predestinați pentru succes. Considerăm că stima de sine este datorată situației noastre materiale. Considerăm că merităm din start să fim fericiți. Considerăm că ne-am luat deja partea de probleme de viață și că este rândul nostru să trecem doar prin lucruri bune. Ne place să vorbim despre noi înșine decât să vorbim despre alții. Considerăm că suntem suficient de inteligenți ca să avem succes fără să muncim. Câteodată ne cumpărăm lucruri pe care nu ni le permitem, spunându-ne că le merităm. Ne considerăm pe noi înșine experți în multe lucruri. Acum că primul pas în rezolvarea problemei a fost făcut identificând simptomele sale, vă invit să urmăriți emisiunea de mâine, în care vom discuta în continuare pentru motivul pentru care considerăm că ceilalți ne datorează ceva și vom discuta modalități de a rezolva acest subiect. Sunt Ștefan Pușcă și vă aștept cu plăcere mâine la un nou Minut de Spiritualitate.